Nou în direct, ochii cinefililor din toată lumea sunt îndreptați către Festivalul de Film de la Cannes. Timp de 11 zile, 10 de pelicule vor fi difuzate în timpul celei de-a 76-a ediție a evenimentului. În competiție se află 21 de filme care concurează pentru marele titlu de Palme d'Or. Din cele 21 de filme care concurează, 7 dintre acestea sunt regizate de femei, o premieră de altfel în cei aproape 80 de ani de existență a festivalului. În deschiderea evenimentului va fi prezentă fosta vedetă de la Hollywood, actorul Johnny Depp, cunoscut pentru rolul de capitanul Jack Sparrow din Pirații din Caraibe. Discutăm mai multe despre acest eveniment cu Irina Margareta Nistor, critic de film. Doamna Nistor, vă mulțumesc foarte mult, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Aici e cald, frumos și însorit. Așa a început să puțină ploaia la alte, dar acum s-a adresat. Adică se vede că e prima ediție așa de după pandemie foarte intensă. Și înțelegem că evenimentul nu e lipsit de controverse. O actriță de top a Franței anunța că renunță la industria cinematografică din cauza agresorilor sexuali, atacul fiind lansat din cauza prezenței la festival al lui Johnny Depp. Da, bine, acum știi cum e, în fiecare an, exact cum anul ăsta îi se dă un palm d'or pentru întreaga carieră lui Michael Douglas, atunci când au înșirat pe cei care au primit acești palm d'or pentru întreaga carieră, l-au uitat ca de întâmplare pe Alain Delon, pentru că tot așa izbucnise un scandal în direcția asta, așa încât suntem obișnuiți, deja a devenit banal și cred că ar trebui să ne concentrăm mai degrabă pe filme, pentru că sigur lucrurile astea sunt grave, dar ele trebuie rezolvate imediat după, nu la distanță, când e foarte greu de demonstrat și se pică ușor în ridicol. Deci, cred că nu. Pe de altă parte, filmul cu care se deschide, care este al lui Mai Wen, în sine e extrem de discutat, este un film istoric, e povestea unei amante a unui rege al Franței care a avut o grămadă de altfel, care a sfârșit, știm bine, cu o revoluție și ea la rândul ei printr-o decapitare. Deci povestea, sigur, nu știu dacă se duce chiar până acolo, dar totul e îmbrăcat foarte mult în povești care despre care să aibă ce să scrie cei 4.000 de ziariști care sunt invitați la festival. Înțelegem că pregătirile sunt întoi. Spuneți că și vremea ține cu buna desfășurare a evenimentului și, desigur, privitorii sunt curioși și ce vedete vor veni la festival. Am înțeles că printre actorii prezenți anul acesta se numără Natalie Portman, Leonardo DiCaprio, Harrison Ford, însă marea vedetă a evenimentului va fi, desigur, Catherine Deneuve. Da, bine, marea vedetă e Catherine Deneuve pe afiș, încă nu este anunțată nicăieri dacă ea vine de adevăratele, vine sigur fica ei, pentru că ea este maestru de ceremonii sau maestra de ceremonii, că totul se pune fie la feminin, fie la neutru, între timp se cheamă la Kenzen de cineast, nu se mai cheamă de realizator și de desubt scrie realizatrice, realizator, deci chiar Mastroianni, dar nu avem nicăieri confirmat că va veni și Catherine Deneuve, ceea ce ar fi fost normal, pentru că între altele, filmul din care e luat această super imagine, chiar foarte aproape de unde ne aflăm noi, făcută acum 55 de ani pentru La Chamade, inclusiv regizorul și cealaltă vedetă masculină din film, ei trăiesc. Deci, în principiu, ar trebui să fie toți trei aici. Încă nu am văzut nicio știre, așa încât aștept cu nerăbdare să se facă seara, să fie în sală și să vedem ce se întâmplă, mai ales că ceremonia de deschidere anul ăsta va fi prezentată în toate cinematografele din Franța, unde va rula deja Jean Dubarry, filmul care deschide, și mai mult decât atât, la televizor nu se va mai da pe Canal Plus, care era un canal pentru cei care își plăteau separat un abonament, ci pe France 2, care este un post național. Da, vă mulțumesc foarte mult, Irina Margareta Nistor, critic de film.